Bună ziua tuturor, sunt Sorin Gabriel Păunescu și astăzi vom studia forța de frecare între suprafețe solide. De ce sania din imagine alunecă pe panta unui deal doar iarna când este zăpadă? Dar de ce la un autoturism cauciucurile nu trebuie să fie uzate? Răspunsul este dat de existența unei forțe care apare la suprafața de contact dintre două corpuri care se mișcă unul față de altul, se opune mișcării unui corp față de celălalt, numită forță de frecare. Când un corp se deplasează cu viteză constantă pe o suprafață, forța de tracțiune care deplasează corpul este egală, dar de sens opus cu forța de frecare. Pentru a studia dependența forței de frecare, facem următorul experiment. Luăm trei corpuri identice, le așezăm pe aceeași suprafață, dar aria suprafețelor aflate în contact va fi diferită și observăm că pentru a le deplasa cu aceeași viteză constantă, avem nevoie de aceeași forță. În concluzie, forța de frecare la alunecare nu depinde de aria suprafețelor aflate în contact. Aici putem observa că dacă dublăm, respectiv triplăm masa corpurilor, pentru a le deplasa cu aceeași viteză constantă, avem nevoie de o forță de 2 ori, respectiv de 3 ori mai mare, ceea ce înseamnă că forța de frecare este proporțională cu forța de apăsare normală pe acea suprafață. Punând pe suprafețe diferite două corpuri identice, și acționând asupra lor cu aceeași forță, observăm că acolo unde suprafața este mai abrazivă, corpul se va deplasa mai încet. Deci, forța de frecare la alunecare depinde de gradul de prelucrare al suprafețelor aflate în contact. Constanta care caracterizează gradul de prelucrare se notează cu litera grecească μ, este o constantă adimensională și subunitară, și în concluzie putem scrie că forța de frecare este egală cu produsul dintre coeficientul de frecare și forța de apăsare normală. În unele situații, forța de frecare dintre două suprafețe are un efect destructiv, ducând la creșterea temperaturii și deteriorarea celor două suprafețe aflate în contact. Cum credeți că se poate diminua forța de frecare între două suprafețe?